You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Salutare băieții și bine v-am regăsit la mine pe canal la un nou super episod. S-au strâns aproape 8.000 de like-uri la video anterior când am fost să vizitez un jucător plus 83. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat, pentru toate like-urile, pentru numărul de abonați veniți la mine pe canal. Și nu uitați, dacă vă place și acest episod, haideți să vedem dacă putem să strângem 40.000 de abonați până în luna iunie. Astăzi vom deschide pachete în FIFA 20, să sperăm că astăzi e ziua norocoasă, pentru că în acest episod vom vizita primul jucător plus 86 care ne pică într-un pachet. Într-adevăr, poate să fie walkout și dacă ne pică un jucător in form de 84 sau 85, dar în acest episod voi vizita primul jucător plus 86 care îmi va pica în primul pachet. Credeți-mă, din nou am foarte multe emoții, data trecută am ajuns în Italia, sincer data asta nu aș mai vrea să ajung în Italia, dar putem să ajungem din nou acolo, dar totodată putem să ajungem oriunde pe glob, în orice țară, vizităm orice jucător de la orice club din lume. În acest episod voi încerca să văd face-to-face jucătorul și după terminarea meciului voi sta la autocare sau pe unde vor ieși jucătorii și voi încerca să-l fotografiez sau să fac măcar un selfie cu acel jucător în spatele meu. Nu promit că o să-mi iasă, dar voi încerca ca și data trecută, pentru că și data trecută am stat după meci să fac poză cu Khedira. Din păcate Juventus juca în deplasare atunci și autocarul a plecat foarte repede, dar haide să nu mai stăm prea mult la discuții și haide să vedem ce o să iasă în acest super episod. Și avem primul cont, având în vedere că este foarte greu să ne pice un jucător de plus 86, am vorbit cu mai mulți prieteni și mi-au oferit conturile, vom deschide pe mai multe conturi. Dacă astăzi nu va pica jucătorul respectiv, voi reveni în altă zi cu alte pachete. Haideți să vedem primul pachet, este un Jumbo Premium Gold Pack, un pachet destul de slăbuț, îl vom deschide și vom vedea dacă avem măcar un Borz aici. Haideți să vedem, da, este Borz, haideți să vedem, este doar Borz. Nu este walkout, belgian, Leme. Oh my god, gândiți-vă dacă ne pica Carrasco în episodul anterior. Doamne, era haos, pentru că trebuia să ieșim din Europa. One eternity later. Măcar la un walkout să plecăm, fraților. Haideți să vedem. Oare vom avea prim walkout? Nu, nici măcar Borz din nou. În acest moment deschidem promo pack-uri, avem 54.000 cu FIFA points vom deschide, haideți să vedem de data aceasta măcar un walkout, frate. N-are cum să nu ne pice un walkout, haideți să vedem. Și avem Borz din pachet de 100.000, nu e walkout, francez, striker. Aoleu, cât de slab, cât de slab, nu cred. Următorul pachet de 100.000 de coins deschis cu FIFA Points promo pack-uri. Dacă nici în promo pack-uri nu avem walkout, atunci când? Haideți să vedem, haideți să vedem, oare avem primul walkout? Și... E walkout, fraților! E primul walkout! Spania? Goalkeeper? Nu pot să cred, Kepa 84 și e walkout! Nu cred așa ceva, ce troll. Deci nu este jucător de plus 86, incredibil. Și avem 85 după el, dar niciunul de 86, nu pot să cred. Mamă, nici la duplicates. Putem să avem și la duplicates oriunde, frate. Deci nu pot să cred, ce troll, nu cred, ce troll. Asta e. Trecem mai departe, repede, repede, pentru că pachetele expiră. Hai, al treilea pachet de 100.000. Hai cu back-to-back walkout. Hai cu back-to-back walkout. Nu e doar Borz, nu pot să cred. 3 pachete de 100.000. Al patrulea pachet de 100.000. Și nu e walkout, Borz din nou. Ce
Și acum avem un Ultimate Pack, fraților. Un prieten mi-a oferit acest pachet deoarece a făcut 300 de meciuri la Weekend League și după cum bine știți, dacă faceți 300 de meciuri la Weekend League, automat primiți acest pack în valoare de 125.000 de coins. Haideți să mergem direct la store și haideți să deschidem pachetul, fraților, în 3, 2, 1 și i-am dat drum. Haideți să vedem. Primul walkout, îl simt. Haideți să vedem. E bot, cel puțin bot și... Ce walkout, fraților, în sfârșit avem primul walkout. Goalkeeper, Paris Navas, îl avem pe Navas. Și asta înseamnă că o să mergem în Franța, la Paris, și îl vom vedea pe Neymar și pe Mbappé. Mamă! Navas, incredibil, în echipamentul lui Dinamo. Și Ramirez în pachet. Dinie, Lingard, nu mai era al jucător plus 86. Așadar, îl avem pe Navas, fraților. Haideți să vedem unde vom merge să-i vizităm pe cei de la Paris Saint-Germain. Meciurile din luna februarie, suntem în data de 15, sâmbătă. Și este meci fix astăzi. Da, e clar, n-avem cum să ajungem și următorul meci este peste 3 zile. UEFA Champions, nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa ceva, e meci de Champions League. În 3 zile, da, fix în 3 zile meci de Champions League și nu este în Franța, este în Germania, la Dortmund. Dortmund, Paris Saint-Germain, mie nu vine să cred așa ceva. Deci nu vine să cred, n-am fost în viața mea la un meci de Champions League și în 3 zile trebuie să merg la un meci de Champions League și nici măcar n-am bilete. Deci n-am ce să fac, în momentul ăsta trebuie să intru, sper să mai găsesc bilete și vom merge la Dortmund la acest super meci Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Să înceapă nebunia! Salut! Bine, tu? Îl avem și pe Juve aici. Vom fi trei la acest meci. Revenim din avion pentru că în maxim jumătate de oră trebuie să ne îmbarcăm și să plecăm spre Dortmund. Toată brigada acum, toți trei ne-am întâlnit. Acum o să venim să mâncăm ceva, pentru că tocmai am ajuns în Dortmund. Și apoi o luăm direct spre stadion. Este ora 16:20. La ora 21, ora locală, începe meciul. Dar vom merge mai devreme să vedem și noi atmosfera, să vedem cum sunt fanii celor de la Dortmund și bineînțeles să ne bucurăm de tot ce înseamnă Borussia Dortmund. Și se vede și stadionul undeva la depărtare. Suntem în taxi acum. Da, se vede acolo. Am ajuns la cazare, cartierul în care o să stăm arată absolut superb, superb, credeți-mă. Dar să vă arăt căsuța unde o să stăm noi. Deci noi o să stăm fix în căsuța asta. Sigur, proprietarul e fan Dortmund. Plecați spre stadion, suntem în autobuz. Ca să vedeți diferența de mentalitate, în autobuz sunt atât fani ai celor de la Borussia Dortmund, cât și fani ai celor de la PSG. Asta înseamnă fair play în primul rând. Și asta înseamnă educație, la noi nu o să vedeți așa ceva. Foarte tare. Cheers. Cheers, my friends. Cheers. E FIFA Street. Veți vedea gazonul aici în spatele nostru, arată absolut superb și la fel și stadionul, fără cuvinte. Găsindu-se la cealaltă parte, Burki, e posibil
probabil să avem două coreografii în seara asta. Am primit și instrucțiuni cu coreografia. Va fi senzație, credeți-mă, nebunie. Nu mai revăd nicio prezentare. Este absolut superb. Să cred. Dacă eram acolo în zona aceea, putea să-l vedem mai aproape pe Navas, dar chiar și așa, după meci, vom merge în spatele stadionului și vom încerca să ne pozăm cu jucătorii celor de la Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain. De la Paris Saint-Germain. Echipele se apără foarte, foarte bine și vă pot spune din prima repriză că Haaland este un jucător extrem de înalt. Are peste 1,90, mai mult ca sigur, pentru că este deasupra tuturor jucătorilor de pe teren. Sperăm că în a doua repriză vom avea goluri în sfârșit și de ce nu, poate cine știe, o victorie din partea celor de la Borussia Dortmund. Revenim din a doua repriză.
Victoria Dortmund, fraților, Haaland face senzație și scrie două super goluri. 2-1 pentru Dortmund în prima manșă din acest super duel dintre Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain. Credeți-mă, este o atmosferă extraordinară aici. Tot stadionul aplaudă, tot stadionul se bucură pentru victoria celor de la Borussia Dortmund. Haaland este absolut un monstru. Tocmai ce vă vorbeam la finalul primei reprize despre Haaland și în a doua repriză el și-a arătat valoarea și a arătat de ce este cel mai bun puști la ora actuală din lume. Haaland, future star. Game, and I see the best game from Borussia Dortmund in this season, definitely. And also from Haaland, I think. Yeah, and also Haaland. He's really such a good guy and a young player, so he has a great season for us. Do I observe that at all the matches that we go to, guests câștigă? Așa a fost și la Lazio. Așa a fost și la Lazio, așa a fost și acum. Sincer, la pauză am crezut că o să fie un meci plictisitor când am văzut 0-0. Vorbeam și cu suporteri de-a lor. Dar Haaland a făcut diferența. Da, dar și când a egalat PSG-ul, nu te mai aștepta. Da, nu te mai aștepta. La cum a dat de stânga. Frate, ați văzut cu stângul super gol aproape de vincru. Am făcut o mică schimbă pentru că trebuia să stau undeva mai sus, în peluză, undeva în colț de tot. Și am găsit un loc liber în tribună, a fost singurul loc liber. Au abonamente cei de la Dortmund, adică mai ales în tribună, toată tribuna e plină de abonamente. Super loc, de aceea am și filmat super bine. Și acum ceva, ce facem? Să avem o bere, să sărbătorim. Direct, fraților, mergem să sărbătorim alături de fani celor de la Dortmund. Aceasta a fost super experiența noastră la meciul dintre Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți episoade de acest gen, apăsați chiar acum butonul de like și butonul de subscribe. Și nu uitați că în scurt timp facem un nou super episod. Vom vizita primul icon care ne pică într-un pachet în FIFA 20. Așadar, nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Dacă aveți idei noi de episod, să le postați în comentarii. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa!